Bună ziua, stimați ascultători Gold FM pe 96.9, bună ziua, stimați telespectatori și cititori de DC News TV și DC News. Este miercuri, deci este miercura neagră, suntem au grand complet. Doamna antrenor de general, întoarsă din misiune, este pe calea undelor, sărmâinile doamna antrenor de general Diana Tache. Trăiți. Așa. Membrul de onoare sau obișnuit al grupului de investigații politice Mugur Ciuvică, în studio, alături de noi. Bună ziua! Vrea să ne atace la rădăcină, de asta a venit personal, să știți, doamna Tache, cred că are un plan, domnul Ciuvică. Intrăm direct în subiect. Țineți minte trei cuvinte, Câțu președinte. De ce între, nu sunt decât două? De ce? Nu contează, fiindcă noi mai consumăm și atunci cu numărătoarea, sigur că nu stăm întotdeauna foarte bine. Să termină astăzi orice posibilitate să apară al treilea candidat. Deci, uf, doamna Tache, noi am avut dreptate, domnul Câțu va fi viitorul președinte al PNL și poate premier al României pe vecie. Domnule Chirea, cu toată stima vă spun, suntem în 25 august, până în 25 septembrie, da, eu știu că cu statutul, cu lucrurile, cu procedurile, am râs, considerat că am râs când îmi povestite, adică totuși suntem încă la București, nu? Motiv pentru care eu aș mai avea un pic de răbdare până în 25 septembrie și din 26... Am să declar sus și tare că ați avut dreptate și Câțu, țineți minte trei cuvinte, Câțu chiar e președinte, patru cuvinte, mă rog. Dar până atunci doar vrea președinte. Astea sunt cele trei cuvinte. Domnul Ciuvică, dumneavoastră ce credeți? Că știu că nu vă interesează alegerile din PNL, dar acum poate un pic de interes v-am trezit, de când vă batem la cap cu subiectul ăsta. Acum... Și mi s-a părut foarte simpatic așa în lupta asta din PNL este PSD-ul dumneavoastră cu domnul Ciolacu. Auziți, doamna Tache, e un atac, vă rog să fiți gata de luptă. Nu este niciun atac, este o constatare. Oamenii ăștia tot fug de când l-au băgat pe Dragnea la pușcărie, ceilalți nu ei. Și după aia cu Dăncilă, și după ce au scăpat și de Dăncilă, tot fug de ștampila asta pe care o au pe frunte cu Blatul, cu Iohannis și cu asta. Ce am văzut eu azi dimineață, mi se pare chiar de cascadorii râsului. Domnul Ciolacu, după ce a văzut cu bețiile lui și cu pușcăria lui Câțu și cu țeapa de 7.000 de dolari dată unei bănci americane... Promite. Era mititel, dar promite. Eu am zis tot timpul și vă cred că v-am zis și dumneavoastră. Domnule, dacă dădea o țeapă de 7 milioane, îl aprecia lumea, zicea, uite, ăsta e șmecher adevărat. Să dai o țeapă de asta de sărăcie așa de 7.000 de dolari... Să cheltui cu cardul de credit acolo de 7.000 de dolari să fugi, să nu mai dai bani la bancă. Asta e de cartier, așa. Dar, după ce s-au întâmplat aceste evenimente, domnul Ciolacu, într-un acces de vitejie, a anunțat că cum începe sesiunea parlamentară, care începe săptămâna viitoare, vor depune o moțiune de cenzură că nu se mai poate cu primul ministru penal și nu știu ce. Îl găsiți în declarație. Ieri, cred, s-a răzgândit. A zis, nu, domne, că de ce... Și a venit și Paul Stănescu, a zis la fel, da, domne, face moțiune de cenzură, nu se poate, că sunt penalii ăștia și cu nu știu ce. Ceea ce pare corect așa, cumva, că te gândești, bă, dacă îl ataci pe Câțu cu o moțiune de cenzură, dacă chiar vrei să dărâm guvernul, în sensul ăsta zic, dacă îl ataci pe Câțu cu o moțiune de cenzură, acum, când ei își trag tot felul de zmetii unii altora, poate ai o șansă cât de cât acolo să obții niște voturi și să-l dai pe Câțu jos de la guvern. E, domnul Ciolacu, când s-a repezit cu moțiunea de cenzură, nu s-a gândit și la lesă. Și a venit domnul Iohannis, bănuiesc, nu direct, probabil că prin cineva, nu știu, un pahon sub vreun de asta, și l-a tras puțin de lesă. Și a zis, bă, cum să faci tu moțiune de... Adică nu imaginez discuția. Păi, Marcele, cum să faci o moțiune de cenzură acum când se bat ăștia între ei? Vrei să ne cadă dracu președintele de partid înainte să-l alegem? Lasă așa, o faceți mai încolo, după congres încolo.
Și domnul Ciolacu a venit aseară, cred, și a zis, nu, domne, nu ne grăbim. O să punem moțiunea de cenzură după congres, mai încolo, așa, ce grabă e. Așa că și domnul Ciolacu, eu sunt neinteresat de lupta din PNL, și domnul Ciolacu ar fi fost puțin interesat, dar a zis domnul Iohannis să fie și el complet dezinteresat și a zis că lasă-i pe ei cu bătaia lor, că facem noi moțiunea când o fi mai încolo. Știu, când ne spune domnul Pahonț, atunci o știu facem. Știu că vă e greu să acceptați un alt punct de vedere, abia aștept să aud punctul de vedere al doamnei Tache. Dumneavoastră sunt convins că aveți punctul de vedere al domnului Grindeanu, pe care l-am văzut acum o oră la Antena 3. Domne, fiți politicos măcar, eventual Grindeanu să aibă punctul meu. Domnul Grindeanu e cu domnul Ciolacu în echipă, hai domnule, ce să ne grăbim. Domnul Chiriac, intervin eu acum cu punctul de vedere al domnului Dâncu. Și domnul Dâncu sunt convins că e tot acolo. Și am înțeles că domnul Paul Stănescu și cu doamna Firea sunt cei care chiar s-au gândit serios așa să încerce să-i facă o răutate domnului Crețu, mai ușor, dar vor hotărâ luni la mare, au zis că se duc, a zis Grindeanu că se duc luni la mare și la Marea Neagră, la peritoral. Și au o ședință și atunci o să decide. Dar clar e că domnul Ciolacu a fost răzgândit și a zis, nu punem noi moțiune de cenzură acum când se bată ea acolo. Ce să punem moțiune? Riscăm să-l dăm jos pe Câțu. Stați că eu am un alt punct de vedere. Da, riscăm din părți. Haideți să mă lăsați. Doamna cât de cât acolo domnul Iohannis vrea să fie complet liniștit. Să nu aibă un stres și cu moțiunea. Bă, moțiune, ce moțiune? Moțiune după, nene, încolo. Dom'le, eu aș depune până în decembrie. Moțiunea până în decembrie. Normal, în decembrie și da. Măcar până în decembrie ăștia rup țara, adică am mai multe șanse. Da. A, exact, exact, așa aș spunea și Grindeanu. Iar asta, păi, mă rog, că sunteți de ce părerea doamnei Firea, e dreptul dumneavoastră. Eu nu sunt de părerea doamnei Firea, că doamna Firea nu s-a pronunțat. Pe surse zice lumea că și doamna Firea. Eu sunt de părerea domnului Paul Stănescu, în cazul de față, marele strateg PSD-ist, internațional, deci, practic, vă imaginați, european. Dar stați că să-i dau cuvântul doamnei Tache ca și ai politicos și apoi vă combat cu putere. Păi nu, eu aș vrea să-i răspund domnului Ciuzica apropo de faptul că se raportează la declarația domnului Paul Stănescu, așa cum a spus domnia sa, un fin analist internațional, politician internațional, intergalactic, să-i spunem, pentru că eu mi-amintesc la ultima moțiune de cenzură pe care a depus-o PSD-ul înainte de terminarea sesiunii, lunile trecute, cu o seară înainte, domnul Paul Stănescu a fost la televizor și a spus, stați liniștiți, că mâine va fi nenorocire. Moțiunea trece, păi și îi spunea la vremea respectivă, îi spuneau jurnaliștii, domnule, păi aveți minus 18, 28, nu știu cât era. Da, așa este. Și domnul Paul Stănescu spunea, domnule, mai avem o noapte la dispoziție. Da. A zis că o să negocieze toată noaptea. O să negociem toată noaptea. Da. E adevărat, o fi fost o noapte scurtă. Era și campionatul european de fotbal, când mergeau cu domnul Bologa, știți, la meci acolo și se distrau. Dar de asta eu mă raportez foarte tare la punctul de vedere al domnului Paul Stănescu, în sensul acesta despre care vorbesc. Cum ne asigura că într-o noapte reușește să facă rost de cele 20 fără discuție. Acum nimeni nu-l ia în serios nici pe domnul Paul Stănescu și nu pune mare bază pe el. Dar în cazul de... Pentru că e un personaj ridicol și el la conducerea PSD. Dar în cazul de față, eu atât am vrut să vă spun. Nu cu tabere între ei, o să iasă ca cum vrea domnul Iohannis, clar, nu există. Ce am văzut? Ca într-un filmuleț de ăsta, așa, cum domnul Ciolacu sare pe zid cu moțiunea, acum o săptămână, l-au tras puțin de lesă și el a zis lasă moțiunea, ce moțiune, că îi încurcăm pe oameni acolo la congres. Din punct de vedere politic, scuze că nu sunt pe aceeași linie cu domnul Paul Stănescu, secretarul general al partidului.
Cred că nu există nicio șansă ca moțiunea să treacă înainte de 25 septembrie. Deci ideea 25? Că... Adică vreți să o depună după Crăciun, între Crăciun și Revelion. 25 septembrie. A, septembrie. Așa. Când deci, ziceați de decembrie. Nu. Deci dacă cineva crede că parlamentarii PNL-uri să voteze, să le cadă guvernul, sunt și alamarni. Sunt și interese, mai e și teama de dânea. Totuși, domnule, aveți acel vot care seamănă înspăimântător cu ce a făcut armata afgană, care a fugit înainte să tragă talibanii un foc de armă. Domnul deci Chiriac, 47 la 1 pentru Dan Vâlceanu. Domnul Chiriac, eu nu spun că ar fi trecut moțiunea acum, dar eu spun că în condițiile astea, când se bat ăștia între ei ca chiorii, își dau filmulețe unii altora, își dau pe surse că se îmbată, își așteaptă toți filmulețe cu câțu, cu droguri și toate nebuniile astea dintre ei, dacă era o șansă dintr-un milion să treacă moțiunea, acum era șansa aia. Nu zic că ar fi trecut moțiunea, dar logic, când doi se bat între ei ca chiorii, și intri și tu acolo și l-a ajuns pe unul dintre ei să-i o tragă, există o șansă să piardă, una mică de tot. După 25 septembrie, nu o să, o să fie ca pe 25 iunie, când a fost ce povestea doamna Tache. Ce să... Hai să fim serios. Un argument, apropo de ce spune domnul Ciubică, în susținerea punctului de vedere al domnului Ciubică, argumentul meu este acela că lângă Ludovic Orban este o chestiune de aritmetică pură și analizele ultimelor zile ne arată în cifre lucrurile astea. Faptul că nu are Ludovic Orban alături de el șef de organizații din teritoriu, dar are o serie de parlamentari. Păi parlamentarii ăia care s-au fotografiat cu Ludovic Orban când și-a depus candidatura, care șurubăresc pe dedesubt, asta fac, bine, și de o parte și de alta, sunt absolut convinsă că ar fi putut să fac diferența aia de care spune domnul Ciubică, intimă, 1%, cât ar fi fost, dar ar fi fost o posibilitate mult mai mare până în 25 septembrie decât după 25. Și încă o mică chestie putea să vină și de la USR, care au meciurile pe bani cu Câțu, n-ați văzut? Eu ieri am văzut, am fost la Antena 3 după amiază, era un gigel, domnul Bulai era la Antena 3, vorbea la telefon, și mai era al Gigel ăsta, ministrul justiției, era la Parlament. Și amândoi, în același timp, au spus aceeași chestie. Că domne Câțu să ne lase cu dasea, că ne face el, ne remanează el ministrii de-ai noștri. Ăsta, Stelian Ion, vorbea chiar de persoana lui. Spunea că mai degrabă îl schimbăm noi pe Câțu decât să ne schimbe Câțu miniștrii. Câțu nu poate să ne schimbe niciun ministru și îl schimbăm noi pe Câțu. Între ei, după cum știți, că au fost ședințe așa seară, e mare bătaie pe bani și pe asta și useriștii sunt nemulțumiți. Deci, ca să închid eu subiectul ăsta din punctul meu de vedere, dacă era, repet, poate înțelegeți a treia oară sau a patra oară răspund, dacă exista o șansă mică acolo, minusculă, să îi pui în pericol poziția de prim-ministru al lui Câțu, adică să dărâm guvernul, era acum. După 25 septembrie să trăim și sunt două puncte de vedere total diferite. L-am reținut. Dumneavoastră aveți punctul de vedere al domnului Iohannis. Al domnului Iohannis. Da. Că mai bine liniște decât un pic de gălăgie. Asta e punctul de vedere al domnului Iohannis. Dacă tot... Liniște. Să nu mai vină, că scandalul oricum e între ei, să nu mai vină și dacă ăștia cu scandal. Dacă tot e să încercăm ceva, e să încercăm ceva cu șanse. Da, și șansa e undeva la sfârșitul sesiunii parlamentare. Vă rog să consemnați, domnule Chiriac, că eu am punctul de vedere al domnului Pahonțu. Deci nu ați la vest al domnului Iohannis, eu am punctul de vedere al domnului Pahonțu. Și o să vă explic în minutele care urmează de ce din acest moment eu mă raportez doar la domnul Pahonțu. Nu mai raportez la nimic. Ce punct de vedere aveți? Că da, spuneți-ne acum, ne țineți pe ghim. Ne țineți pe ghim, da. Facem un fel de teasing, știți? Adică, pentru că mie mi se pare că desfășurarea tuturor lucrurilor, cel puțin din ultima săptămână, cu numirea domnului Vâlceanu la finanțe, numire a domnului Vâlceanu, despre care noi știm că a fost făcută cu multă strădanie și cu niște compromisuri care au fost acceptate, pentru că domnul Iohannis l-a refuzat pe domnul Vâlceanu de două ori, o dată în decembrie și o dată după plecarea domnului Nazare de la Ministerul Finanțelor. Faptul că l-a acceptat a treia oară,
pe mine mă interesează mai puțin, știți, o răceala președintelui la învestire, faptul că n-au dat mâna, mult prea puțin mă interesează, având în vedere faptul că a semnat ca domnul Vulceanu să ne gestioneze banii țării, zic. Motiv pentru care eu îl văd pe domnul Iohannis în acest moment într-o schemă în care este constrâns și este obligat să joace altfel decât se tot discută până acum că domnia sa dă tonul la felul în care se joacă. Mie mi se pare că s-au întors puțin lucrurile, pentru că președintele Iohannis este bine cunoscut ca făcând notă discordantă sau separându-se cumva de scandaluri. Faptul că el a apărut lângă domnul Câțu imediat după dezvăluiri, faptul că l-a numit pe Vulceanu pentru a treia oară, deși l-a refuzat de două ori, și așa mai departe, mie mi-arată foarte clar că din acest moment domnul Iohannis nu mai este cel care stabilește lucrurile și care dă cumva, adică pare cumva, e pentru prima oară când spun, și nu spun cu compasiune, tot cu multă condescendență spun, dar pare cumva în mâna jucătorilor reali din piață. Adică spuneți că practic a fost forțat într-un fel sau altul să-l accepte pe Vulceanu. Forțat, sigur. Deci asta am și spus. Așa pare, pentru că într-adevăr toată lumea zicea că Iohannis nici nu vrea să audă de Vulceanu la finanțe, ceea ce e o reacție de om normal la cap. Adică cum să vrei, să-l vrei pe Vulceanu la finanțe? Da, venim și la Vulceanu. Eu nu cred lucrurile astea. Unu, chiar vreau să vă spun și să vă enerva iarăși, domnul Ciuvică, generalul Pahonțu nu cred că face politică, nu era în sufrageria lui Oprea, ca să spun așa. Nu era, că era prea mic pe vremea Era tot șeful SPP. Da, dar era mult prea mic. El a câștigat cu teren timp. După aia și în al doilea mandat al lui, că știe mai bine doamna Tache. El atunci era un fel de cățeluș și al lui Col de-al ăstora. Dar după aceea a căpătat forță omul. Pentru că a fost lăsat să capete forță. Chiar e unul dintre generalii din structurile de securitate care, în opinia mea, nu a amestecat politica cu profesia sa. Dar nu despre asta e vorba, că nu Lucian Pahonțu nu e, numește el ministru. Iar în ceea ce privește... Mă îndoiesc foarte tare. În ceea ce spune doamna antrenor de general, doamna Diana Tache, avem o întrebare la care nu putem răspunde, sau cel puțin eu n-am găsit răspuns. Stați, că dacă mi-aduc eu bine aminte, în sufrageria lui Oprea, sigur că nu a fost domnul Pahonțu. Dar nu a fost, cum spuneam, că era prea mic și el era de pază pe străzi pe acolo ca să supravegheze dispozitivul. Era tot directorul SPP. Da, tot director și rolul lui a fost nu sufragerie, că nu stătea cu boierii la masă, stătea de pază pe stradă. Exact așa a fost. Extraordinar. Deci ia întrebați-l pe prietenul dumneavoastră, Andronic. Erau toți ăștia acolo, era... Ăla a fost tu primar, să era cu Onțanu de la 2 și nu avea loc generalul Pahonțu. Nu avea, pentru că avea treabă pe stradă să păzească locul. Păzea ce? Că era plin de miliție acolo și de ce vreți. Nu, da. Totul pleacă de la întrebare. Nu, era miliția lui Oprea, că era ministru de interne sau ce era Oprea. Se baza cineva pe Oprea. Nu, era exact SPP. Toată generalinia aia de miliție. Era exact SPP-ul. Da, de unde? M-a întrebat deci pe nu era Pahonțu acolo, ce să mai... Păi nu era, că era prea mic și era surde de pază, era pus de pază. Era mai mic decât Onțanu, nu? Era mai... Onțanu a fost chemat acolo nu ca să hotărască el ceva, el a fost, nu alibiu, cum se cheamă, motivul. Acoperirea pentru întâlnire, de-aia a fost Onțanu acolo. Și doamna Chiobe și nu știu ce era atunci. Și doamna Chiobe și era mare procuror general, cum ce era? Haideți, că important era Morar de la DNA. Nu era Morar, era deja... Dar, dincolo de asta, cred că plecăm de la întrebarea fundamentală de ce îl susține președintele Iohannis pe Florin Crâțu. Eu n-am găsit un răspuns. Și, sigur, întrebarea pe care o pune doamna Tache, de ce l-a acceptat pe Dan Vulceanu, ministru de finanțe, mai ales că doamna Dan Tache nu pune o întrebare, doamna Tache, a dat un răspuns. Eu pun întrebare. Va da răspuns, doamna Tache, de ce? Că l-au forțat cumva să-l accepte. Domne, mă îndoiesc că răsucești mâna la spate. Dar ia spuneți dumneavoastră de ce l-a acceptat. Nu știu. Tot asta încerc să aflu. Păi ați aflat de la doamna Tache. Păi a spus ce l-a forțat pe Iohannis. Cu ce l-au forțat pe Iohannis?
acum. Nu știu, poate știe doamna Tache, eu nu doamna știu, dar știți? Chiar dacă nu știm acum, probabil că se va afla în timp. Doamna Tache nu știe cu ce l-au forțat pe Klaus Iohannis sau dacă l-au forțat cu adevărat. Eu spun că așa pare, pare constrâns. Nu știu dacă pare forțat, pare constrâns. Pare constrâns cumva în sensul de a accepta acest compromis, probabil cu alt tip de decont. Însă, în mod categoric, așa cum spune domnul Ciuvică, și ei trebuie să știe că regula în informații este că orice lucru discutat între doi oameni nu mai e secret. Plecând de aici, cu siguranță vom afla. Că vom afla în curând, că vom afla puțin mai târziu. De aflat se va afla ce s-a întâmplat acolo. Iar simt nevoia să repet acest lucru. Faptul că președintele Iohannis l-a refuzat corect, a refuzat în mod corect de două ori numirea lui Vulceanu la Ministerul de Finanțe, o dată în luna septembrie și o dată în luna decembrie și o dată după plecarea lui Nazare, aceasta sunt niște certitudini pe care știți foarte bine, le aveți și dumneavoastră din fiecare din sursele pe care le are. Noi știm sigur că lucrurile au stat așa. Iar acum, a treia oară, atunci când a fost numit domnul Vâlceanu, astăzi a venit propunerea, Iohannis a spus exclus și a doua zi lucrurile au fost în sensul în care i-am văzut fără răceală, cu distanțare la Cotroceni, depunând jurământul domnului. Vine întrebarea următoare atunci. Deci aici ai un mare semn de întrebare, mă rog, sunt două semne. De ce Câțu, de ce Vâlceanu? De ce l-a dorit Câțu pe Vâlceanu? Că mă gândesc că un premier, orice fel de premier, chiar și unul penal, se simte mai bine atunci când ai un om competent la cel mai important portofoliu al unui guvern în lumea civilizată, acela în finanțelor. Domnul Chiriac, râd telespectatorii și sunt telespectatorii dumneavoastră. Da, nu. Da. De ce să râdă? Sper să mai și râdă când vorbiți de ce? În primul rând, Câțu nu vrea el anumite lucruri. Câțu poate să ceară anumite lucruri, dar nu le impune Câțu. Dar Câțu e din gașca cu ăsta, sunt prieteni cu Vâlceanu, sunt din gașca asta lor. Nu l-ați auzit pe om, n-are habar. Și ce contează? Dar Câțu are habar. Hai, domnule, să fim serioși. Cine are habar în guvern? Câțu ăsta în afară habar. De unul sau două persoane care știu ceva de ăla de la învățământ și poate încă unul care știu, au idee așa despre subiect. În rest, are cineva habar? Da, Sorin Câmpeanu, într-adevăr. Turcan are habar. Nu vă place doamna Turcan și nu înțeleg place foarte mult, tocmai de aia v-am menționat. Perfect, în sfârșit. Apropo de discuția de ieri cu domnul Bode, putem să spunem, cum știe domnul Chiriac că îmi place mie să mă exprim, Gen Bode e un tip competent. Ați văzut, chiar găsit pe bombardierii de la Arad, a rezolvat cu Caracalul, a rezolvat cu Bacău, rezolvă totul pe bandă rulantă, nu vedeți? Și a rezolvat ieri și genul, ați văzut, care a inventat limba română. Deci, pe competență, gen Bode este. Gen Bode. Dar, doamna Tache, vin la dumneavoastră, că la domnul Ciuvică nu reușesc să smulg nimic. Deci, de ce l-ar vrea Câțu, incompetent așa cum e, și ar pune unul tot incompetent la finanțe? Nu mai bine spui unul competent, măcar să îți mai țină de șase la nebunii. Aveți dreptate, domnule Chirea, când spuneți ce spuneți. Dar dumneavoastră vă raportați la niște chestiuni firești, la o logică politică clară, limpede. Însă, uitați-vă ce se întâmplă. Vi se pare că interesează pe cineva competența cuiva pe un post, orice post. Dați-mi dumneavoastră un exemplu de un post ocupat pe competență, pe criterii de competență în ultimul an și jumătate. Hai cum o punem numai în dreptul lui Câțu. Da? Totuși, Câțu este din decembrie, da? Până la Câțu a fost Orban. De un an și jumătate vi se par criterii de competență respectate în instituțiile din România, astfel încât să conteze cine gestionează, doamnă, și cum gestionează? Doamna Tache, cu toate aveți dreptate. Sunt probabil printre cele mai incompetente guverne pe care le-a avut România. Nu atât de incompetent cum a avut guvernul și, mă rog, asta a fost de nefericire pentru noi toți, cum l-a avut domnul Dacian Cioloș, ăla era un guvern de tristă faimă, nu Dacian Cioloș, în opinia mea, viitorul și al noastră, viitorul președinte al României. Asta mă rog eu mult că mă blocasem când v-am auzit cu acest de așa, dar, într-adevăr, au fost
Ferește până vă lovește. Doamne, ferește, zic, ce chestii puteți să spuneți? Cu Cioloș? Da, v-a invitat Câțu sau Orban la seară, după emisiunea, noapte, de ce? Petrecut. De ce? Că păriți așa, într-o... Doamne, într-o... ferește. Doamne, ferește. Poziție euforică, așa. Doamne, știți că eu nu beau alcool, n-am ce să fiu. Poate v-a convins Câțu. Nu, e, păi, și Câțu. Sau Orban. Nu, tu acolo, amândoi, o fi fost ala unul, ala altul. Sunt așa, neinteresant, din multe puncte de vedere. Deci, într-adevăr, sunt miniștri incompetenți. Este adevărat lucrul ăsta. Și acum sunt foarte mulți incompetenți, dar ăsta n-a fost un impediment pentru președintele Iohannis să accepte aceste guverne. Iar rezultatele le vedeți. Mă rog, le vedem noi, fiindcă publicul larg e foarte mulțumit. Faptul că, eu știu, s-a scumpit coșul zilnic cu 25% în vara asta, văd că nu ne mulțumește pe nimeni. Noi consemnăm la televizor, domne, dar probabil că veniturile sunt atât de ridicate încât lumea nu bagă de seamă. Totuși, 25% s-a scumpit coșul zilnic, energie, alimente, deci bunuri de strictă necesitate. Nimeni nu e nemulțumit. Că de-aia spun că e bine ca Ciolacu să de bage... De unde știți că nimeni nu e nemulțumit? Păi i-aș vedea în stradă, mă. Absolut. Absolut. Că de asta spun că Ciolacu mai bine își bagă moțiunea în decembrie decât acum. Că între timp poate să mai trezește societatea românească. Sau nu? Păi da, că și domnul Ciolacu, într-adevăr, dar sunteți, sunteți foarte... Sunt pe aceeași lungime de undă, așa că așa zice și Ciolacu. Am fost și eu în vreo două emisiuni cu el. Domnul Ciolacu așteaptă să iasă românii în stradă. Să așteptăm atunci. Da. Că eu cred că se întâmplă în 2024. Da. Până în 2024. Ziceți, doamna Tache. Dacă nu este despre justiție, eu aștept, să știți, cu interes numirile domnului Stelică Boxăion la DICOT și pe unde mai are de făcut numiri. Eu asta aștept. Și în momentul ăla când justiția va fi amenințată, când tabăra X este nemulțumită că tabăra Y are corespondent la șefia structurilor de partid, ca să vedeți câtă lume este în stradă. Mult mai multă lume deranjată de numirea de la Chicot decât de numirea, decât de șobolanii lui Clotilde Armand, decât de nivelul de trai, dumneavoastră vorbiți de coșul zilnic, cu pâine sau fără pâine? Am uitat să vă întreb că nu știam exact. Noi nu mâncăm pâine. E, unii dintre noi mâncăm, ce să vedeți? La sol, ăștia burjuie, ăștia care mâncați pâine... Stați pe acasă, cum să spun, ce nu vă plângeți facem? La noi. Da. Deși nici aici vă contrazic, doamna Tache. Poate să numească pe oricine, să se supără unii, se supără alții. Nu iese lumea în stradă pentru justiție, decât dacă e scoasă de cineva. Păi și în momentul de față, nu are cine să scoată lumea în stradă. Și noi scoatem. E posibil ca unii să fie nemulțumiți de ce anume... se va numi acolo, astfel încât să ne dăm seama cine este nemulțumit. Au fost nemulțumit, da, au fost nemulțumit, dar nu o să iasă în stradă, că de stradă era vorba. I-am văzut și eu nemulțumiri pe site-urile securiste, că ba, au numit pe una, aveau treabă cu hosul, nu mai știu cu cine, dar se certau pe site-uri. Nu iese lumea în stradă. Lumea în stradă a ieșit cu eforturi mari de organizare și logistice și financiare, evident, și propagandă imensă și asta. Atunci, cu ciumaroșie, nu iese lumea în stradă pentru o numire la aia și nu iese lumea în stradă cât încă mai mare bani de-o pâine. Nu iese. Când a ieșit lumea în stradă în România, în mod natural? Au ieșit și atunci a împins și de sărăcie, atunci cu Arafat. În rest, când a ieșit cineva de capul în stradă? Așa este, dar eu nu vorbesc, domnule Ciubică, de ieșirea în stradă în mod natural și de faptul că ar deranja... Păi nu, nenatural, în momentul de față, nu are cine să scoată lumea în stradă. Da, eu pe asta mizez. Asta spuneam, că românul este deranjat doar de numiri pe zonă de justiție, de felul în care este afectată justiția, de ciuma roșie care mai are de gând să mai caroteze dreapta-stânga tot în ceea ce privește instrumentele justiției din România. Deci doar pe asta trebuie să mintați, apropo de deranjul cetățeanului și nemulțumirea românului din zilele noastre. Doar pe asta trebuie să mizăm. Pe vreo chestiune de genul ăsta care să afecteze actul de justiție în România. Rest, nu contează. Românul suportă orice. Și se vede că suportă faptul că la comanda banilor țării, bugetului țării, se află un om care habar nu are
cât este salariul minim în România. Ceea ce, din punctul meu de vedere, mi se pare capital. Adică nu poate domnul Zeceanu să facă nimic mai mult de atât decât să nu aibă habar de ce se întâmplă celor pe care are căderea și numirea făcută de președinte să îi gestioneze finanțele. Un om minunat, domnul Vâlceanu, simt în partea dumneavoastră și a domnului Cezică. Mie mi se pare că e și potrivit acolo domnul Vâlceanu la finanțe, pentru că n-a avut niște probleme și cu evaziunea fiscală, cu asta. Păi la fix, adică dacă ai avut probleme cu evaziunea fiscală, le rezolvi de la Ministerul de Finanțe, nu de unde altundeva. Și Câțu, când era Ministrul de Finanțe, nu știu ce a avut. La fel, aceeași chestie. Și cu offshore-uri erau și cu asta. Și cu offshore-uri și cu retrocedări și cu... Niște oameni minunați. Degeaba, omul potrivit la locul potrivit. Da, și din punctul ăsta de vedere. Așa cum, cum vă mai ziceam, cum... Năsui are familia cu afaceri, cu... Dom'le, mie îmi place Năsui. Am văzut că economia a intrat asta, în asta, s-a dus ministrul la economie, cum... E chiar îmi place ce face Claudiu Năsui. Da, perfect. Față de... E, cred că e cel mai performant ministru USR. Pe bune. Ghinea a avut afacerile lui personale prin ONG-uri, cu fonduri europene. S-a dus la fonduri europene Ghinea să meargă afacerile... de bine și de rău. Afacerile în continuare, toți jos sunt potriviți pentru pe... domnul Ghinea e... Fâșia lor acolo. Nu, dar Ghinea măcar aduce prejudicii. La sănătate l-aveți pe... L-ați avut pe Vlad Voiculescu, acum care aveți o... gigică de-a lui, care tot așa sunt cu afaceri cu sănătatea. Ciubică, deci oamenii s-au dus să-și rezolve problemele cu afacerile personale sau ale susținătorilor. Exact la fel s-a dus și Vâlceanu, care a zis, bă, dacă tot mă pune Câțu că suntem prieteni și asta rezolv și cu evaziunea mea fiscală. Doamna Mihaila, atâta vreau să spun. Și eu am privit-o nu foarte bine după ce l-a înlocuit pe domnul Vasilică Vlăduț. Dar văd că își face o treabă bună, doamnă ministru. Păreți epilat așa, acum nu văd foarte bine. V-a epilat total? Sau... Nu, văd din că m-au mai lăsat puțin. Din fericire nu sunt epilat. Mai mergeți la o ședință la doamna Mihaila și o să-i apreciați competența de tot. Ceea ce înseamnă că măcar e competent într-un domeniu, nu? Mai epilat, asta. Bine, vă iau cu mine. Dacă este eu, să vă epilați și dumneavoastră... Da, doamna, dacă nu ascultați această parte a... Vreau să vă dau o veste proastă. Vreau să intervin acum totuși și să vă dau o veste proastă că tot discutați despre competența domnului Năsui. Uitați că pe surse apare informația potrivit căreia Dan Barna i-ar fi promis lui Cosette Chichirău postul de ministru la economie în schimbul susținerii candidaturii. Eu nu cred. Astea sunt... Mă rog, eu vă spun ce se discută, suntem jurnaliști, Fente. Ne raportăm da, și... Doamna Tache, nu-i creați speranțe dacă nu sunteți foarte sigură domnului Chiriac, că dânsul este fan Chichirău de ani de zile. Da, eu sunt fan, doamna. Și după aia să n-aibă vreo dezamăgire. N-am nicio dezamăgire, pe mine nu m-a dezamăgit doamna Chichirău, s-a bătut la Iași, a învins-o sistemul, e aici la București, deci, dar nu va fi în locul domnului Năsui. Nu mă rog, competența asta. Domnului Năsui nu intră în area mea de acoperire ca să pot să-mi dau cu părerea, însă faptul că domnul Năsui este singurul ministru din guvernul Câțu care mai are replici așa, pe cum poate domnia sa pe Facebook, pe rețelele de socializare și așa mai departe, care mai discută despre colegii liberali, mie mi se pare că într-adevăr asta este într-adevăr una dintre bucățile în care își face treaba, adică cu verbalizarea are curaj să discute tranșant. Mai și spune domnul Civic. Exact. Totul vă pute, nu vă place nimic, domne. Dar n-ați încercat să găsiți ceva bun și între oamenii ăștia? Nu-l urmăresc pe Facebook, nu urmăresc pe nimeni pe Facebook, deci nici pe domnul Năsui, dar într-adevăr e din gășculița asta mai agresivă așa din USR, agresiv față de Câțu. Dar sunt agresivi pentru că au de împărțit banii ăia și cu ce vor să facă ei cu PNDL 15, păi Angel Salini și cu asta. Clar. Și el printre ăia supărați, că vor bani pentru domeniile lor, nu vor potrivă, pentru asta. Le-a spus Năsui, a spus opriți pe NDL-ul, nu mai dați bani baronilor, că le-a spus așa lui Vâlceanu. Impozitați salariul minim, că aveți nevoie de bani, că aveți nevoie de bani, dar când e să dați 50 de miliarde în PNDL baronilor locali, atunci găsiți bani, nu e nicio problemă. Așa, nu vreau să-i plictisesc pe telespectatorii dumneavoastră, dar dacă ați deschis subiectul ăsta, e un subiect tembel,
A mai apărut în timp în discuție pe anumite teme, nu ai cum să, el ce vrea, să nu mai impoziteze salariul minim. Astfel, e în programul de guvernare. Astfel încât cei noi... Ba da! Ascultați-mă pe mine. Nu e pentru că e o aberație financiară. Eu sunt de acord. În momentul în care salariul minim, să zicem că e 2000 de lei și omul și-a în mână 1000 și nu știu cât. Nu vă mai luați de cifre. Dacă nu mai impozitezi omul ăla care are salariu brut acum minim 2000 de lei, va lua 2000 de lei în mână, nu? Și cu ăla care are acum 2100 de lei, ce faci? Deci ăla care are 2100 plătește impozit și ia în mână 1500 și ăla care are 2000 salariu își va lua 2000 în mână. Nu ai cum să scoți impozitul doar de la salariu minim. Dacă faci asta, trebuie, cum au făcut la pensii într-o vreme, nu știu dacă e și acum, trebuie să scoți impozitul la toate salariile până la valoarea salariului minim. Asta adică și ăla care câștigă 6000 de lei pe lună, pentru 2300 nu va plăti impozit, ci va plăti impozit doar pentru restul. Exact așa. Și în condițiile astea, că ăsta se împrumută oricum cu miliarde, zeci de miliarde acum, vă dați seama că asta înseamnă gaură, că bugetul de stat ăsta e făcut în mare parte pe impozitele astea pe salarii, că impozitele pe profit sunt foarte mici în România, că suntem aproape paradis fiscal. N-are cum să se susțină financiar așa ceva, ce deci, dracu. Așa, asta e soluția pe care cum să, o să fie o soluție dacă nu se poate pune în practică? Eu aștept ca domnul Câțu să le dea țeapă și la ăștia care împrumută România. Deci eu n-am o apăsare în sensul ăsta și atunci o să crească în ochii dumneavoastră. Că l-ați făcut șmenar mic, că a dat țeapă de 7.000 de dolari. Stați să vedeți când o dată 70 de miliarde, să vă văd cum... Glumiți sau ce? Am spus, sunteți într-o dispoziție euforică dubioasă deja. Puteți să suflați? Să acum sunteți milițian, aveți fiolă, ce aveți? Ușor derutat. La trei seri mă oprește miliția și îmi pune fiola, deci nu e o problemă, dar totuși, hai să vedem. Da, doamna Tache. Să știți că în timp ce dezbătați noastră cu domnul Ciubică, eu m-am gândit la un posibil răspuns apropo de prima întrebare a dumneavoastră, de ce îl vrea domnul Câțu, l-a vrut musai pe domnul Vâlcean. Așa, doamna Tache. La ce chestiune? Da, o posibilă explicație, tot la nivel de posibilități, evident discut, fără certitudine, o posibilă explicație ar putea să fie aceea că am văzut în documentul cu pușcăria domnului Câțu din Statele Unite, că era cu două persoane în mașină. Nu știu, mă gândesc că unul a fi fost domnul Vâlceanu. Înțelegeți? Adică trebuie să ne gândim la problemele astea ale tinereții, cum spun toți liderii marcanți ai PNL de două săptămâni referitor la această situație. În problemele astea ar fi fost împreună și nu știu. Sunt chestiuni care se plătesc mai devreme sau mai târziu, știți cum e. Trebuie să luați în calcul și această variantă. E antrenor de general, nu v-a dus mintea în zona asta. Nu m-am gândit, nu. Da, poate fi o chestie, poate era... Dar problema e cine e al treilea care era în mașină, că poate ne mai uităm în jur, o fi fost Ghinea. O să vedem la următoarea remanieră, domnule Chiriac. Eu totuși mizez pe Cristian Ghinea, că era al treilea în mașină. Da, adevărul e că profilul domnului Câțu este mai degrabă de al nostru, de userist Cluj. Nu pare La noi cu totul e sub acoperire la fraier ăștia de liberali. Exact, l-ajută puțin, absolut totul. E al nostru cu totul. Dar s-au amestecat, s-au înghiorlăit toate acum. Nu mai e pe profil, pe neprofil, că așa Vâlceanu e pesedist acum. Să da? Ne pregătim cu pastile, cu pat la ATI, cu tot, în 2024, când al nostru Dacian Cioloș o să câștige președinția României, să ne pregătim pentru domnul Ciuvică. Da, da. Că iată-l cum este. Deja se supără. Dacă îi spun de asta, scoate un ușor firicel de fum, să știi. Deci noi cu domnul Cioloș vom avea victorii multe. Degeaba azi. Da, mi-l amintesc acum, nu știu dacă... Acum între Câțu și Cioloș, cu cine ați vota? Dacă mai ține minte lumea, mi-l amintesc pe domnul Chiriac, cum ne spunea când a fost ăla unguent, a fost prim-ministru 70 de zile cu totul. Ne spunea, gata, nene, clar, ăsta o să fie viitorul președinte, e clar că l-au băgat nu în față, că asta, nu știu ce. Nu, asta e problema. Mai avea vreo doi pe care îi băga așa. Cred că și de Maior spuneați, dar de unguent erați Maior acolo. Domnule, unguent e viitorul, e clar că pe el au băgat, pe el au făcut. Pe deci el este acum, în locul o încercare de denigrare a mea. Unguent adică... l-ați scos pe Cioloș săracul de...
Doamna Tache, auziți ce hiatus, ce șoc, ce are domnul Ciuvică cu candidatul nostru. Deci, domnul Ciuvică, până vă întreabă doamna Tache, în finală, Câțu Cioloș, cu cine votați? Nu există, nu o să există astfel de finală și eu nu răspund la genul ăsta de provocări. Iată provocația, ziceți doamna Tache. Da, mă gândeam în timp ce vorbea domnul Ciuvică și îl dădea exemplu pe MRU, pe Răzvan Ungureanu. Aduceți-vă aminte, dincolo de... Aici nu sunt neapărat de acord cu domnul Ciuvică, nu sunt nici în zona dumneavoastră, sunt undeva la mijloc. Despre competențele domnului Ungureanu și despre studiile domnului Ungureanu nu putem să discutăm. Că e un om cu niște școală care a făcut niște lucruri, însă aduceți-vă aminte, indiferent ce ar fi făcut despre MRU, nu se va spune niciodată că a fost șef la CIA, nu se va spune că a fost premier, se va spune lumea Unguent sau Vita Cove. Sau domn profesor, Mihai Răzvan Ungureanu e profesor universitar pe bune și cu școală multă. A rămas această ștampilă agățată de haina domniei sale, într-o formă în care va rămâne agățată de haina. Asta la răutăcioși ca dumneavoastră și ca domnul Ciuvică. Dar spuneți-mi despre domnul Cioloș. Ochii umezi și roșii, precum căprioara lui Labiș, discutată în actele de la Statele Unite. Asta va rămâne fără discuție, indiferent ce ar putea, ce mari măsuri ar lua domnul Câțu, ce extraordinar ar conduce România, nimeni nu va vorbi despre domnul Câțu de acum înainte, altfel decât în felul în care au discutat americanii acum 20 de ani, poliția din Statele Unite. Dom'le, bă, ăștia din opoziție, ca dumneavoastră, ăștii la alții care sunt cu domnia sa, îl iubesc, practic, îl adoră. Pe el și pe domnul Drulă, făcătorul de autostrăzi. Acolo, vă dați seama, la domnul Drulă nici n-ai avea cum să nu merge. Adică, bine, în primul rând, cred că lângă domnul Drulă nu se discută cu voce tare în sensul de adorație. Deci adorația se exprimă doar prin ochii umezi. Cred că sper să nu fie și roșii. Da, deja de la momentul înregistrărilor din biroul domnului Drulă, eu cred că nu mai are dialog domnul Drulă decât cu familia, cumva, într-o formă autentică. Restul, cred că mai pe scris, mai pe semne, mimică, gestică, știți, chestiuni de genul ăsta. Știe domnul Drulă că la ei acolo, la unitate, s-a predat și cursul ăsta. Ziceți că la unitate, Ministerul Transporturilor e o unitate. Știți bine că nu mă refer la Ministerul Transporturilor, deși acolo este o subunitate. Știți cum e? E o subunitate. E o subunitate. Că ceilalți la transporturi sunt mai multe subunități, dar domnul Drulă, iarăși și cu înregistrările a fost un monument de inteligență. Pentru că el, bine, el știind că e cu băieții și cu asta, probabil că o fi las așa, dar pentru dialogul ăla de înregistrat, pe care l-a dat DNA-ul, l-a prezentat, da. Dacă dialogul ăla era între niște miniștri de la orice alt partid, dar dacă erau de la PSD, se duceau și îi luau cu Duba în timpul înregistrării și îi băgau pe toți, cu Drulă, cu tot. Era pentru că ăia veneau să facă trafic de influență, să pună să țină niște oameni în funcție și asta, și Drulă le zicea, da. Da, nu pot să-l țin 4 luni, îl țin 2 luni acum și după aia mai vedem. Da, dacă este, cum spune doamna Tache, omul fusese instruit de DNA ca să-i tragă pe ăștia de limbă, pe fraier. Păi, și înseamnă că omul a procedat corect, domnul Drulă, adică din punct de vedere, cum să spune doamna Tache, din punct de vedere operativ, informativ. Domnul Drulă în poziția aia putea să spună, hai domnule, mai vedem. Da, am înțeles, hai că mai vedem, că era suficient traficul de influență făcut de ăia. Dar lasă că nici la aia n-a fost niciun trafic de influență, a fost doar trafic de influență să-i mute de la Orban la Câțu. Da, ceea ce s-a și realizat după o săptămână, două. Aulă, nu ne înțelegem cu domnul Ciuvică astăzi, nu știu ce v-a supărat așa domnul Ciuvică. Nu m-a supărat absolut nimic, chiar sunt ușor vesel că vă văd pe dumneavoastră. E Pilat. Și epilat, dar foarte euforic, așa.
Sunt bucuros că țara merge așa, bine. Care-i problema dumneavoastră? Numai noastră sunteți trist când țara merge bine. Eu nu sunt trist. Eu uite, s-au mărit toate prețurile cu 25% da. În medie. În sfârșit s-a mărit ceva în România, că tot scădea în România. Da, am discutat despre asta foarte bine. Deci sunteți mulțumit. De dreapta, e un guvern de dreapta. Da. Și dacă e de dreapta, e cu măriri și cu scumpiri și cu cine poate, poate cine nu. Nu v-a spus și domnul Vâlceanu ieri, la parafrazate, el a zis să fie pe pozitiv, așa, pe Iohannis, că a zis că, bă, nene, eu am avut noroc cu părinții. Și întreba, dar cei care n-au avut noroc, ce? N-a zis chiar ghinion, că a zis că nu-l plagieze pe domnul Iohannis, a zis, da, eu am avut noroc, asta e, n-am ce să fac. Doamne. Deci asta e de dreapta, e cu noroc și cu ghinion. Băi, ce cu aia care suferă din cauza scumpirilor au avut ghinion. Dar și-au făcut mulți dintre ei și cu mâna lor ghinionul, că au avut de ales, nene, de 4 ori într-un an jumate au avut alegeri. 4 rânduri de alegeri într-un an jumate. Au ales, au scăpat de ciuma roșie, dar îi costă acum la alimentară. Dom'le, orice are un preț pe lumea asta, mai devreme sau mai târziu. Nu, doamna Tache, ce părere aveți? Vă rog să nu mă întrebați de prețuri, pentru că n-aș vrea să vă spun ce tip de prețuri, pentru că ar părea că sunt mai pregătită ca domnul Vâlceanu și nu e domeniul meu de interes, vă dați seama, pot să răspund. Dar cu siguranță prețurile, mă rog, costurile sunt tot în dreptul nostru, știți cum este. Eu, doar că eu mitez, așa cum am și început această emisiune, pe sprijinul ăla divin. Eu nu mitez pe sprijinul de laborator, pe lebăda neagră, pe toate cele. Eu mitez pe sprijinul divin, care e posibil să le răstoarnă masa, că mai e o lună la dispoziție. Doamne ajută! Nu mai aveți când, doamne, nu se mai pot înscrie candidați. Lăsați aia, păi se schimbă articolul ăla, exact. Se fac... Cum i-au dat derogare lui Gigelă sau dumneavoastră să se înscrie cu 2 săptămâni mai devreme? O să mai faci o derogare, nu asta e problemă. Dar deocamdată, sigur că mai e o lună și în 2 luni s-au măcelărit de au ajuns în faza asta, nici eu nu cred că va fi o lună de liniște. Va fi măcel în continuare și poate să iasă orice de acolo. Auziți ce ne... Dar e măcelul lor între ei, pentru că, așa cum v-am mai spus... Păi gata, plătiți noi. Da, păi plătiți. Asta e viața. Ghinion. Și ce mi-e Câțu, ce mi-e Orban, ce mi-e Raluca Turcan pe care a susțină eu, ce mi-e Motreanu, ce mi-e Bolojan, ce mi-e ăla, doar cu box să nu vină că astea cu slugile lui Băsescu groaznice, parcă n-ar fi. Mai bine asta, că asta măcar era cu Stolojan. Emil Boc e la înaltă performanță. Era Luca Turcan. Uitați-vă ce lăsați așa acum, lăsați așa. Nu vrea nimic, domnul Ciubică. Stimați telespectatori, vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Domnul Ciuvică, doamna Tache, domnul Ciuvică foarte prost dispus în această miercure neagră. Bine dispus dumneavoastră, nu vreți să da, de asta încerc, este pe asta, da. Neagră, nu așa, tuci, ca să spunem. Rămâneți alături de Gold FM 96.9 la ora 13, ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Cușă. Noi continuăm emisiunile noastre de astăzi, începând cu ora următoare. Pe curând, ne vedem săptămâna viitoare. La revedere! La revedere!